Opa! Uitați-vă un pic cum arată cărnița. Murături la pahar. Hăți cu bună dimineața, genunțule, hăți cu Turchii Istanbul, hăți cu unul dintre cele mai nebune vibe-uri pe care le-am întâlnit până acum într-un oraș, i-aș spune european, că tot din Europa face parte, chiar dacă există chestiile astea politice cu non-UE, UE, etc. Astăzi, genunțule, o să încercăm tot ce găsim street food în timpul plimbării noastre prin Istanbul, genunțule, să vedem ce tipuri de mâncare găsim, ce nebunii putem mânca din mers, genunțule, și dacă ne plac sau dacă ne fac sau nu rău, genunțule. Așa că, genunțule, ne oprim la prima chestiuță pe care o găsim cu mâncare de stradă. Hăți. Hăți, Jonuțule, ăștia doi mici abia așteptau, au văzut camera, au văzut tot ce că vino încoa. Hăți, Jonule, ce faci, tata? Ha? Nu la ție. Aia zic. Fă ceva frumos for the camera, you know, YouTube, ok. Oh, deci, Jonuțule, trebuie să vă spună fratele vostru care-i treaba, băieții sunt extrem de talentați, au super dexteritate. Păi ce au lejer, mă? Ce nebun e! Ia de fură! Mane! N-aș fi zis că cu o înghețată v-a să mă distreze în halul ăsta. Mi-a lăsat, mă, pe ochelare ăsta, mă, culmea, mă, frate, nici nu m-am murdărit. Adică, like, asta e singura chestie pe care a cauzat-o. El cu Jovan, e! A fiat-o sunt ghechiu, 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 l-am văzut mai devreme, ce talent are, îmi place de el. Bravo, maestre. Thank you. How much, my friend? 35 de lire turcești, Jonuțule, dar pleci cu un zâmbet pe buze care valorează cel puțin de 3 ori mai mult. Revenim. Jonuțule, fie ploaie, fie vânt, pe noi ne găsești filmând. Bă, am zis că iau și o umbrelă la un preț din ăsta. Știi că în Turcia se spune că poți să negociezi orice vrei. Și avea umbrela la 20 de lire turcești. De n-a de acolo. M-am dus la el frumos, i-a zis vreau două, eu mândru ca și cum. Vezi, nu iau doar una. Și zic două, how much? 20 lira una. Și zic ok, 30 lira două. Știi, îmi place cum mi se pocește engleza când sunt în țări din astea. La care el, no, 40. Zic, păi cum, mă, că iau două? Zic, 30 lira două. No, 40. Da, 40 am plecat. Deci, stați liniștiți, frații mei, că nu se negociază chiar așa cum credeți voi. Continuăm street food challenge. Suntem în fața acelei de-a doua tonete pe care am găsit-o. Deci, fraților, no joke, no minciună. Efectiv, cumpărăm în ordinea în care le găsim pe stradă. Porumb am mai mâncat, sincer, și nici n-am chef să stau din 5 în 5 secunde la toaletă. Înțelegeți ce vreau să vă spun eu acum, dacă sunteți cunoscători de ale porumbului. Așa că o să luăm castane. Încercăm să le negociem și pe ăsta. Ia, how much castan? Ia vezi, bossule, că mi-a dat direct, avem meniu, da? 200 de grame. First one. Deci mă distrează, vă trebuie să încercați să veniți în țările astea, să vedeți cum efectiv, în ideea de a vă înțelege cu ei, o să aveți o engleză din asta de baltă senzațională. Ia să luăm castana și să vedem care-i treaba. Apropo, Jonuțule, sunt dator cu un feedback. Înghețata a fost bună. Nu wow, dar cred eu că show-ul contează mai mult decât înghețata în speță. Ne folosim de, stai așa, Jonuțule. Stai puțin să te și plătesc. 2-3, da? Jonele, te pupă tata. Ia fi atent că am luat și castana. Ia uite că suntem și filmați și noi de la mai multe mâini, Jonuțule. S-a prins lumea aici că e vorba de YouTube-ulescu. Hop, a fugit castana. Lasă-mă să se bucură și un pescăruș. Nu mai am mâini, Jonuțule. Ia fiți atenți aici, direct la botul calului. Deci vreau să vă spun una senzațională. Eu nu am mâncat în viața mea castane. Nici tu? Deci eu nu am mâncat în viața mea castane. Wow! Bă, ești proaste dulce! Wow! Toată viața mea m-am întrebat ce gust au castanele, că am tot văzut castane, vreți să vă mint? Good, my friend! Delicios, fraților! Luați și voi! Bă, băiatule, nu vreți să știți cum miroase, dar în altă ordine de idei, uitați-vă cât este această suliță de carne pe lângă mine, bă, deci nu vă vine să credeți. Cred că suntem la mama lui acasă. Când spun chestia asta, nu mă îndoiesc de absolut nicio culoare. Uitați-vă un pic cum arată cărnița. Uitați-vă la roșioare, bine, trebuie să vă spun un secret vis-a-vis de roșioare, Jonuțule. Știți vorba aia noastră la românilor cu cei cu roșiile astea, mă, sunt roșii de Turcia. Voi, băiatule, astăzi de dimineață la micul dejun aveam niște roșii care arătau efectiv de ziceai că sunt din poze, înțelegi? Frumoase, roșii. Ăsta e gata deja? Așa mic. Eu care am zis că am venit la mama lui acasă să moară Jacksana, dacă nu. Așa miroase extraordinar. Vreți să mă mint? Stați să plătim, revenim imediat cu mâncarea și cu continuarea poveștii, Jonuțule. Stați așa că trebuie să-mi revin după ce am primit această puțică. Am să-i spun puțică, nu pot să spun nici măcar puță, Jonuțule. Am să-i fac un taste test acum rapid, dar vreau să mă întorc la... Să rămână, ok. For you. Bă, sunt drăguți, nu s-o obișnuiți să le lași așa, Maxi. Și eu cred că s-o obișnuiți să-i negociezi în jos. Deci vă povesteam cu roșiile, Jonuțule. Arătau ca în poză și când am luat o gură din ele, am zis că am mușcat în carton sau din castraveți. Am crezut că am greșit adresa. Hai să vedem o guriță din acest hâzjonule.
Da. Bun, are un gust natural, neîncărcat cu alte chestii, Jonuțule, necomercializat cum este șaorma de la noi din țară. Cărniță, castraveciori, roșioare și cam aia este. Da, mic. În continuare, mult prea mic pentru gustul meu. Bă, Jonuțule, trebuie să vă recunosc că nu am fost așa dat pe spate de ideea de street food în Istanbul, covrigi, că până la urmă covrigi găsești peste tot. Dar hai mă să vedem despre ce e vorba, că văd lume că în continuu cumpără. Jonu? Here, Jonu. Vreau și eu un covrigel din ăsta, te rog. One, please. Cheese. Nutella sau brânză? Oh, cheese. Cheese, da. Hai, Jonuțule, stai așa că avem și extra opționale la covrigei ăștia. Uite, mă, domnul nostru are și mânușiță. Ce să vrei mai mult de atâta, mă? Ia, revenim cu gustul. Inevitabilul s-a produs, Jonuțule. Am primit și din ăștia. Îi urăsc. Sunt grei, sunt nasoi. Nu intră în portofelele astea normale. But then again, suntem la filmări prin Europica, Jonuțule. Așa că trebuie să ne așteptăm și la monede. Fiți atenți. Ce am văzut eu, domnul foarte atent cu mânușa și cu alea, dar a scos un cuțit de și cum îl mânuia. L-a scos din, era să zic eu de unde l-a scos, Jonuțule, ca să ungă această brânzică. Arată interesant. Hai să vedem ce gust are. Eu am crezut că ei sunt făcuți din fabrică cu brânză, nu că îi taie el acolo pe loc și fac, mă, și mondrește repede ea. Nu era ok să fie și cald un pic? E cam tare, ești nebun. Nu pot să vă spun că sunt impresionat deloc, v-aș minți sincer. Ce mai întâmplă și de-astea, Jonuțule? E street food. Revenim. Îți cu lăsatul serii, Jonuțule. Vlogul ăsta se întinde pe mai multe zile pentru că am spus street food, n-am spus street food într-o zi. Uite-l, mă, mai aveam și se urca cu bicicleta asta pe mine. Îl vedea dincolo cum se uita puțuia. Aveam în spate loc o grămadă, anyways. L-am găsit pe un nene, Jonuțule. Bă, vă rog frumos să-mi țineți pumnii să mă întorc din acest Istanbul view. L-am găsit pe un nene care are aici, ce crezi? Scoicuțe, Jonuțule. Dar nu-mi dau seama dacă mai iau astea, doar alge, nu? Ok. I want a portion, please. One ceva. Cum, și așa mi-o dai de ce o mănânc? Like this? Bă, mi-e frică, ești nebun? Mama, e o leg înăuntru, mă. Păi, ești nebun, ce gust bun are, da. De fapt, și de drept, într-o scoică din asta, sunt mai multe scoici și cu niște orezuți, bă, băiatule. Mamă, ce gust bun mi-a rămas în gură. Bravo, băi, Istanbulule, bă. Hăți, Jonuțule, iată că am ajuns și în Galata Port, Jonuțule, sau Galata Porto. Este, de fapt, și de drept, portul din Galata de aici. Vă spun că el e obiectiv turistic, dar eu nu pot să vă zic că mă simt așa ca în rai, adică, efectiv, vă dau cuvântul meu de onoare, parcă m-am întors în Asia Express. Zici că urmează acum să-mi arunce indicațiile și ghiozdanul și hai, pleacă la joacă, Jonuțule. Nu-mi place ce găsesc aici. În primul rând, nu-mi place mizeria, fraților. Eu sunt cu OCD-ul meu. M-aș apuca să dau cu aspiratorul pe aici, să dau cu mopul, în fine. Mergem mai departe, continuăm street food challenge, Jonuțule. Iar aici la băieții noștri care râd de zor în spate am găsit, după cum vedeți, Jonuțule, niște murături la pahar. Joacă pasta. Zice Cori că ar fi pentru nu știu ce sandwich cu pește. Un alt deliciu culinar, cel puțin numai cum sună. Fraților. Însă o să luăm, I want one of these, please. One hât, Jonule, dă-o dracu ce English, că înțelegi. How much? 6 lira, Jonuțule, le dăm la băieția 50, dăm tu restul. Revenim cu gustărica, hăț. Hăț, Jonuțule, și într-un final cu murăturile în mână am ajuns și la sandwich-ul cu pește. Mamă, ce-a făcut ăsta, mă, ăsta se ia cu mine. Hai, zic, tată, țin pe acolo. One pește sandwich, please. Jonuțule. Uite, vine cu miros oțet tot, nici măcar nu-s murate în saramură, cum îmi plac mie zmurate în oțet. Hai, uite-l, mă, pe la acolo, uite, mă, la face pește acolo, mă. Uite, mă, mi l-a și făcut, ești nebun. Da, ești nebun, așa, repede, ia, s-a capaca, l-a dat peste barca, asta-i tot? Gata, mă, răcea seara și vrei și 25 de ăștia, mă? Hai, dracu ăștia, mă, revenim. Jonuțule din Gama, sper să trăiesc până ajung acasă, frații mei, this is like the super sandwich. Bine, acum să nu fiu răutăcioși, frate, ăsta, eu uite, mă, ți-l dă cu oasele în el, să moară Jackson dacă nimic. Cum era, mă, să înghit ăsta acum, să mormă de la street food-ul din Turcia, mă? Ce moară Jackson dacă nu, hai, mă, la curaj. Hai, ia. Zici că e giftul meu din tinerețe, deci fiți atenți. Când eram noi mici, mă, și luam pâinea mare și puneam parizări cu roșii în ea. Uite aici, Turcii 2022. Nu e, mă rog, la cuți, vrei să te mint? Și ce, adică, acum bag o murătură din asta și se transformă tot în fine dining? Mamă, mi-am amintit de momentele când eram mic și mă obliga maică-mea să mănânc mâncarea care nu-mi plăcea. Mamă, doamne, ferește! Hai să mai luăm o guliță, nu vezi să știți, e plin de oase în gura mea. Efectiv, oase peste oase. Cred că are... să mor eu dacă te mint, are și solzi. Deci are și solzi, mă. Nu înțelegeam ce simt ciudat. Mai iau pentru țară și popor, mai iau o gură din acest sandwich groaznic. Noroc că-i peștele bun, Jonuțule, că altfel, cum sună asta, noroc că-i peștele bun? Nici nota 3 nu i-aș da lui ăsta. Dar acum mergem repede să ne gătim gura cu ceva dulce. Cu ceva dulce să scăpăm de mezamplasul ăsta nebun rău de tot. Fraților, nu mai pleacă peștele ăla din gura mea să moară așa. Da. Cea mai wrong idee pe care puteam să o am în acest street challenge, food challenge, a fost să mănânc acel pește. Ia să vedem. Alo, alo. Alo, zice ăsta, mă, eu. Alo? Am zis că-mi dă și mie un ceai, ce bine mă simțeam, zic, ia uite, m-am primit. How much? 10 lira. 10 lira.
vrea să mă arăge acțiunea, l-am luat și pe ăsta. În gafa și gura voastră, eu sunt magnet de turc ales din ăștia. Toți vin să-mi vândă ceva, să cred că e de la ceas, de la training, de la dinți. M-a întrebat unul acolo la serviciu cu pește și că how much dinții? I-am spus că t-au costat dinții. Făcea, oh! Și toată marca, oh! Ionuțule, trebuie să schimbăm gustul ăla de pește, obligatoriu. Wow! Wow! Bă, fraților, sunteți nebuni la cap? Eu cred că astea sunt înmuiate în miere, ce doamne iartă-mă! Mamă, cum sunt! Good, my friend! Good, good! Băi, nu vă vine să credeți! Delicios! Bine că am scăpat de peștele ăla. Revenim, hăți! Jonuțule, n-am fi noi dacă ne-am întoarce din altă țară fără un outro restanță, Jonuțule. Așa că Street Food Challenge-ul a rămas în aer, dar nu fără scuză, Jonuțule. Ne-am dorit să mai punem și alte lucruri pe care le găsim de mâncare pe stradă, însă nu am mai găsit. Totul devenea ciclic. Castane, porumb n-avea sens să punem, scoici, etc, etc. Așa că până una alta nu uitați să subscribe-uri, apă, să apineți cu zopelul, pentru că fiecare zi cu surile, trâmbițe, gălăcie și cea mai pozitivă energie, Jonuțule. Noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și un început de weekend mirobolante. Nu uitați, ne vedem la Spartan în câteva ore. Ați! La fel, pun în primul cotopel. Și când bradul este chel, pun în primul cotopel. O să vină căluță.